Vreau să mă ajutați să citim împreună versetul de astăzi, care va sluji la cuvântul din această zi. Sunteți foarte familiarizați cu el, majoritatea cu versiunea Cornilescu, unde vorbește liber, slobozi, dar am pus-o pe asta, noua traducere, care sună mai bine pentru generația noastră. Sunteți gata? Două, trei și... Îți cunoaște... Amin. Vă rog să reocupați locurile, spune celui de lângă tine, sunt liber. Sunt liber, sunt binecuvântat, sunt liber. Săptămâna aceasta am avut o săptămână minunată aici la Rema. Cine a participat la serile de rugăciune, să spună amin și aleluia. Cineva m-a întrebat dimineață ceva, cineva, fiică mea. De ce porți două brățări? Ai fost de două ori la rugăciune? Zic, nu, am fost de mai multe ori. Dar ideea este că asta simbolizează două săptămâni. Două săptămâni, mai este una, care începe în seara asta, așa că vă aștept pe toți. Românii e specialist la îngreșa porcul, știu, asta am făcut și eu în facultate în special. Dar e bine să spui timp deoparte, să vii, să stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, sunt niște momente unice, deosebite. M-am bucurat ieri dimineață pe ploaia aia, când intrai înăuntru, făceai și un duș, dacă nu te-ai trezit. Au fost oameni aici și oamenii ăștia au venit ca să se închine lui Dumnezeu. Binecuvântăm pe Domnul pentru toți cei care au participat și pentru toți care vor participa din seara asta până duminica viitoare seara. Ești de acord cu mine? Dumnezeu să te binecuvinteze. Astăzi vreau să vorbim despre, de fapt să continuăm să vorbim despre viziunea pe care Dumnezeu a așezat-o în mijlocul nostru și Ilie mă va ajuta să afișeze ceea ce de fapt toți ar trebui să știm. Data trecută am vorbit despre cunoașterea pe Domnul și asta este experiența de duminică, ceea ce se întâmplă aici. Astăzi vom vorbi despre descoperi libertate. De fapt ele vorbim puțin așa în jos, în sus, încolo, așa, nu vorbim de la 1 la 2. Descoperi libertatea, pentru că mi se pare că ăsta este un pas important după ce îl descoperi pe Domnul și, evident, duminica viitoare vom vorbi despre găsește scopul și în ultima duminică din octombrie vom discuta despre fă o diferență. Astăzi vorbim despre descoperi libertatea și credem că libertatea o descoperim la grupurile Connect, de asta este trecut acolo. Dar ce vă gândiți voi când auziți de cuvântul libertate? Hai să vă spun la ce mă gândesc eu. Care de aici a văzut Braveheart? Aoleu. Ok. Braveheart este un film al lui Mel Gibson. Filmul meu favorit, by the way. Care îl portretizează pe William Wallace. Alea e cu scoțienii cu fustele. L-ați văzut toți, lăsați-mă că nu vă cred. Ok, au ridicat și de acolo în spate. Domnul să te binecuvinteze, frate, nu sunt singur nepocăit de aici. Ok, good. William Wallace este o portretizare istorică, da? Este un film istoric, nu păcătuiești cu nimic dacă te uiți la el, care, de fapt, arată lupta lui William Wallace împotriva regelui Edward I al Angliei în primul război de independență scoțiană pe la sfârșitul secolului 13. Și este o scenă acolo în film când ei se pregătesc, scoțienii, țăranii, cu furci, cu coase, se pregătesc să se lupte cu englezii care sunt în fața lor după un câmp, așa, pe un câmp mare. Englezii toți profesioniști, îmbrăcați cu zale, cu tot ce trebuie, armată profesionistă, scoțienii cu furci, coase și topoare, ca cu la noi, Ion, Cloșca, Crișan, nu? Și Wallace iese în fața lor și întreabă, când vor veni englezii către voi, ce veți face? Și țăranii răspund toți, vom fugi. Și el spune, da, puteți să fugiți. Puteți să fugiți. Și veți trăi, cel puțin pentru o vreme. Dar când bătrâni veți fi în patul vostru, pregătindu-vă pentru moarte, veți dori și veți da orice pentru ca să mai aveți o șansă să vă întoarceți din nou în această zi. Ca să stați înaintea ocupatorilor și să le spuneți că pot să vă ia viața, dar niciodată libertate. Cam asta e ca o predică.
Ceea ce spunea Wallace are înăuntru un adevăr extraordinar de mare. Fiecare om își dorește libertatea. Fiecare om vrea să fie liber. Nimeni nu vrea să fie dictat de cineva, să-i se dicteze exact ce să facă. Fiecare ființă umană își dorește să fie liberă și să aibă această capacitate de a alege singur persoane viitorul sau dreapta, stânga, să aibă libertatea de a alege. Avem în noi dorința de a fi liber și vreau să vă spun astăzi, de la început, Dumnezeu a pus dorința asta acolo. Pentru că în toate națiunile, în toate generațiile, omul și-a dorit să fie liber. Ei bine, dușmanul sufletelor noastre, care este Satan, diavolul, face tot ce stă în putință ca omul să nu fie liber și ne învață să fugim, să ne ascundem de conflict și să evităm să luptăm pentru libertate. Pentru că lupta este de multe ori dureroasă, costă și nouă ne place foarte mult confortul. E bine, vestea cea bună pe care vreau să vă dau azi, la început, înainte de orice, este că cei care au o relație cu Dumnezeu au primit deja puterea să biruiască. Cei care s-au predat, care și-au predat inima lui Dumnezeu, au această putere și autoritate să se împotrivească minciunilor și să trăiască o viață în libertate. În clipa când începem relația cu Dumnezeu, odată ce îl cunoaștem și, cum am auzit mai devreme, mergem zilnic la el, următorul pas în călătoria noastră este să permitem acestui adevăr să ne elibereze. Pentru că, vedeți, dacă eram liberi, nu aveam nevoie de Dumnezeu. Dar El este Cel care ne eliberează. Adevărul, care este Iisus Hristos, este Cel care ne eliberează de toate lanțurile. Puterea lui Dumnezeu ne schimbă și ne oferă curajul și rezistența de care avem nevoie ca să facem față ce, hai că vă spun imediat, rănilor vechi, blocajelor și atitudinilor destructive. Pe astea le-am moștenit. Pe astea le-am luat. Le-am luat din școală, din liceu, poate am avut niște părinți care nu au știut să-și arate dragostea, poate am avut niște părinți care ne-au dominat și ne-au spus numai neadevăruri despre noi. Astea sunt blocaje, răni vechi și atitudini destructive. Termenul teologic pentru ăsta este eliberare, care poate suna foarte, wow, eliberare. Dar vă spun imediat și o să vedeți că, de fapt, noi l-am numit găsește libertatea. Și vă avertizez că, deși uneori poate avea loc instant, de obicei este un proces. Așa că nu trebuie să-ți pierzi răbdarea, chiar dacă în minutele următoare ai să vezi că cam ai nevoie de ajutor. Mesajul de azi, vă avertizez, va fi puțin dureros, dar am învățat că orice vizită la stomatolog e inconfortabilă, dar îți face mult bine. Mult bine. Un lucru vreau să clarific de la început și foarte important să înțelegeți tot. Eliberarea despre care vorbim noi astăzi nu este o problemă de mântuire, de iad sau de rai. Problema mântuirii s-a rezolvat la descoperirea pe Domnul. În clipa când l-ai primit pe Iisus Hristos în inima ta și crezi că este Fiul lui Dumnezeu, ai primit mântuirea. Poți să spune eu amin la asta. Că e adevărat. E biblic. E absolut adevărat. Această bătălie despre care vorbim astăzi, discutând despre al doilea pas al călătoriei spirituale, lupta pentru libertate, este de fapt despre calitatea vieții. Despre calitatea umblării tale pe acest pământ, o chestiune despre cum ne vom trăi viața. Hai să spun ceva. Poți să trăiești până la 99 de ani așa cum ești tu acum
și viața ta va avea oarecare urcușuri și oarecare coborâșuri. E decizia ta. Dar în același timp, poți învăța, poți să accesezi libertatea care vine prin cuvântul lui Dumnezeu și atunci viața ta va avea o cu totul altă coloratură. Calitatea vieții se schimbă absolut radical în clipa când începem să credem adevărurile lui Dumnezeu. Vrăjmașului i-ar plăcea mult să ne țină așa tulburați, frustrați, ascunși, distrași, deprimați din cauza acestei lupte. Dacă aș ști de câte ori am avut, bă, tot încerc să mă las și nu pot și sunt deprimat complet din cauza asta. Da, pentru că nu ai ales să trăiești libertatea. Și diavolul vrea să nu ne atingem potențialul maxim ca să facem ceea ce ne-a chemat Dumnezeu să facem. Pentru că, să spun ceva, libertatea este direct proporțională cu trăirea în scop. Nu poți să te aștepți să eliberezi pe alții. N-ai cum să crezi că vei ajuta pe altul să se ridice dacă tu la rândul tău ești zdrobit, ești acolo, prins într-o mulțime de legături. Sunt șanse mari să știi exact despre ce vorbesc eu acum. Este zona aceea care tot te ține, deși încerci de multă vreme să scapi. E cererea recurentă care tot se repetă în rugăciunile tale. Lucru constant care ți apare în fiecare an la rezoluții, când îți pui rezoluțiile în ianuarie, este lucrul ăla care apare constant, secretul care ți-e frică să-l împărtășești. Ăla este locul unde ai cea mai mare nevoie de libertate. Și vestea cea mai bună astăzi, pentru că am venit la biserică ca să auzim vești bune, nu vești rele, vestea cea mai bună este că Iisus a venit să ne elibereze. De asta a venit Iisus. Libertatea este una din misiunile majore pentru care Iisus a venit și a trăit pe acest pământ. Când și-a început slujirea publică, am mai vorbit despre asta, a intrat în sinagoga din Capernaum și când i-au dat sulul cărții, când l-a deschis la Isaia, unde spune așa: Duhul Domnului este peste mine, căci El m-a uns. Ce înseamnă m-a uns? În limbajul vechi, mi-a dat autoritate, m-a împuternicit. Să aduc celor sărmani vestea bună, El m-a trimis să proclam celor captivi ce? Spuneți voi. Și orbilor redarea vederii și să-i, spuneți voi, pe cei asupriți. Vedeți, Iisus a venit să propovăduiască vestea cea bună și a venit să aducă eliberarea celor care au primit această veste bună. Pentru că nu este suficient să auzi Evanghelia și să crezi, pentru a trăi în plinătatea chemării, trebuie să fii și liber. Și Iisus a făcut lucrul ăsta pentru că în trăirea Lui pe pământ, când El și-a exercitat misiunea pe acest pământ, El asta a făcut, a eliberat pe oameni. În Fapte 10, Biblia ne spune așa: cum l-a uns, adică tot, i-a dat autoritate Dumnezeu pe Iisus din Nazaret cu Duh Sfânt și putere și cum a mers în jur făcând bine și vindecând pe toți cei ce erau sub puterea diavolului pentru că Dumnezeu era cu el. Iisus a venit să anuleze lucrarea celui rău. 1 Ioan capitolul 3. Cel ce săvârșește păcatul este de la diavol, pentru că diavolul păcătuiește de la început. Pentru aceasta a fost arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să distrugă lucrările diavolului. Dar ceea ce este interesant, și te rog să fii puțin atent, că e important ce îți spun acum. Ce este foarte interesant este că majoritatea nu suntem atât de legați pe cât credem că suntem. Nu, vreau să spun asta din nou, pentru că unii nu înțeleg treaba asta. Majoritatea dintre noi nu suntem atât de legați pe cât credem, spuneți toți, credem că suntem legați. Explic. Cele mai multe probleme din viața noastră, cele mai multe blocaje din viața noastră, provin din faptul că am crezut o minciună. Am crezut un neadevăr. Am împrumutat un lucru în viața noastră care nu era adevărat. Și ne trezim de multe ori blocați
Ni se pare că alergăm, dar majoritatea alergăm pe o bandă de aia de alergare. Aia tot pe loc ești. Nu... Acolo ești. Dai jos numai calorii, dar n-ajungi nicăieri. Ești în același loc. Și banda aceasta este banda gândurilor negative, repetitive, care ne împiedică să înaintăm în libertatea lui Dumnezeu. Dacă vrei să faci următorul pas al vieții tale creștine, dacă vrei să experimentezi cu adevărat libertatea, trebuie să te eliberezi de lanțurile și de legăturile care te țin și te împiedică. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum. 2 Corinteni, capitolul 10. Sfântul Pavel spune așa: măcar că trăim în firea pământească, totuși, noi nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Nu există exercițiu fizic în lumea asta care să te pregătească pentru atacurile demonice. Nu este sală, sport, exercițiu pe care poți să-l faci ca să reziști atacurilor celui rău. Nu în trup se rezolvă păcatul. Nu ieșim din paradigma dependenței cu aceeași mentalitate cu care am intrat acolo. Armele noastre, spune Pavel aici, nu sunt supuse naturii, adică firii, ci ele sunt armele lui Dumnezeu. Și eu întreb, dacă Dumnezeu este cu noi, cum de Satan câștigă suflete în continuare? Bună întrebare, mulțumesc că mi-ai pus. Cuvântul de aici, întăritură, ca să surpe întăriturile, este un cuvânt foarte, foarte interesant. Câteodată vă mai spun despre cuvintele astea, nu vreau să exagerez cu ele, dar cuvântul ăsta este important. Cuvântul ăsta, întărituri, provine din grecescul ochiroma, care înseamnă literalmente un deținut închis prin înșelăciune. Un deținut închis prin înșelăciune. Adică un om care a ajuns prizonier, dar a ajuns prizonier prin minciună. Pavel spune așa: Dumnezeu din cer ne-a dat nouă, celor care credem în Iisus, armele necesare ca să izbândim, să biruim împotriva minciunilor cu care ne ține în loc diavolul. Cu alte cuvinte, poți să trăiești viața, cum am spus mai devreme, crezând lucruri neadevărate. Întăritura în sensul biblic este un lucru care, de fapt, el nu este nimic, dar se mărește prin credința noastră în lucrurile neadevărate. Adică putem să credem o minciună și să o facem mare, nu pentru că ea este mare. Pentru că eu vreau să întreb, e foarte simplu. Când ai crezut, Duhul lui Dumnezeu a venit în inima ta, ți-a transformat mintea, ți-a transformat gândirea. Poate să stea ceva sau cineva înaintea Duhului Sfânt în universul ăsta? Spuneți voi, poate? Este vreo autoritate care poate să meargă împotriva, care poate să biruiască? Răspunsul este simplu. Nu. Toate stelele stau prin puterea lui. Toate galaxiile s-au format printr-un cuvânt al lui. Totul stă prin puterea. Nimeni nu poate să stea împotriva lui. Înseamnă că orice întăritură despre care vorbește Pavel sau Biblia sau o vedem înaintea noastră este de fapt o minciună. Un fel de fata morgană. Crezi că este acolo atâta timp cât crezi minciunile diavolului, pentru că nimic și nimeni nu poate sta împotriva lui Dumnezeu. Problema, lupta, patima noastră nu este mai mare sau mai puternică decât potențialul nostru de a obirui. Biblia spune, Dumnezeu nu va îngădui niciodată să fii ispitit mai mult decât puterile tale. Spune așa, e clar. De ce? Pentru că, nu pentru că suntem noi așa de puternici, aș vrea să spun asta, nu pentru că suntem noi așa de dibaci, nu, știți de ce? Pentru că cel care trăiește în noi este mai tare decât cel care este în lume. Binecuvântat să fie Domnul. Duhul Sfânt care a dat viața și ține tot universul ăsta este mai tare ca orice duh, că el de păcănele, beție, droguri sau ce vreți voi. Este mai mare, este mai puternic. Biblia spune, cel care este în voi este mai tare. Unii dintre voi însă sunteți foarte superstițioși. Și asta ați moștenit-o. Asta e o întăritură primită prin părinți, prin bunici. Unii dintre voi stați noaptea acasă și auziți cum scârție parchetul. Și ziceți, oh, e un atac al celui rău.
Alții au zis în curte că se dărâmă ceva și zice, gata, Satan cu toate, va veni să mă atace. Când e de fapt vântul. Asta este o gândire moștenită sau dobândită când te uiți mai mult la Netflix decât citești Biblia. Mai mult la Exorcistul decât la Romani. Galateni, Efeseni, vrei să continui? Ați înțeles ce vreau să spun. Pentru toți cei care sunt superstițioși, am o vitamină. Am un antibiotic. Am un medicament. Citește Biblia. Biblia îți luminează capul. Îți alungă superstițiile. Așa că vineri 13, mâța neagră, găleata plină, sicriul, dricul, ce vreți voi. Sunt numai superstiții băbești, care n-au nimic de-a face și nu pot să stea niciodată înaintea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Amin? Dar v-am dat exemplu de astea, de niște minciuni pe care le acceptăm, le-am primit în viața noastră, fără să le cercetăm, poate eram micuți, n-am știut, și acum este momentul să dăm mentalitatea aceasta copilărească a intervenției demonice în fizic. Băi, diavolul n-are autoritate decât cât îi dă Dumnezeu autoritate. Vreți să încep iar să vorbesc despre Iov? Le știți pe toate. Diavolul nu primește, n-are voie. Diavolul este o slugă care face ceea ce îngăduie. Știți ce face el cel mai bine? El este tatăl? Spuneți mai tare. Este tatăl minciunii. El asta știe să mintă. În grădina Edenului. El nu a avut autoritate să o ia pe Eva de cap, să-i bage mărul în gură. Deși avea putere? Are putere. Are putere să-l bage și pe urechi sau pe nas, dacă vrea. Dar n-are autoritate. N-are voie. Sau ce a făcut? A început să o mintă. Cum știe diavolul cel mai bine. Cei mai buni mincinoși de aici, voi știți foarte bine. Că minciuna cea mai bună e aia care e plină de adevăruri. Nu? Câțiva aici care sunteți buni la asta. Fiecare suntem slab la ceva. Diavolul e profesionistul minciunii. El ce face? El îți bagă adevărul și numai un pic o învârte. Și puținul acela te face să ajungi de a ieși afară din grădina Edenului. Diavolul n-a avut autoritate să o silească. În schimb, a făcut ce face el mai bine. Minte. Trăirea aceasta bazată pe minciună trebuie identificată imediat. Trebuie să identificăm minciuna. Și mi-aduc aminte, nu știu dacă își mai aduce aminte cineva sau ați urmărit cazul acesta în Statele Unite, în 2002. A fost răpită o fată de 14 ani, Elizabeth Smart. A fost răpită din casa ei, în Salt Lake City, de Brian Mitchell, un individ, împreună cu soția lui Wanda, care au ținut-o captivă timp de 9 luni. Răpitorii stăteau la doar 20 de kilometri de casa ei, foarte aproape. Ce interesant este că după ce a fost eliberată, un vecin a văzut-o și a raportat la poliție. Poliția și-a dat seama că ea putea scăpa de multe ori. Răpitorul o scotea de multe ori în public, o deghiza, îi punea un batic pe cap, o fustă de nu știu care. Chiar odată au mers împreună la biblioteca centrală, acolo. În centru au mers la bibliotecă. Odată au fost opriți de un filtru a poliției. Polițistul s-a uitat și a întrebat dacă nu cumva au văzut fata asta și a arătat poza lui Elizabeth Smart. Fata era în spatele mașinii. Tot ce trebuia să facă e să spună eu sunt. Dar n-a spus nimic. Și când au întrebat-o de ce? Ea a spus pentru că am crezut minciuna. Că îmi vor face rău nu numai mie, ci și familiei mele. La 14 ani, fata n-a știut să facă diferența dintre minciună și adevăr. Frica ei este ceea ce a împiedicat-o să fie liberă. Așa operează diavolul. El n-are putere în lume. Însă el minte mult. El nu poate să ne forțeze să păcătuim. Sunt mulți care spun, diavolul m-a pus. V-am spus-o pe aia cu călugurul când s-a anunțat un post negru la ei în mănăstire. Asta a povestit Luther. Călugurul s-a anunțat un post în mănăstire și a intrat starețul la un călugăr după vreo 7-8 zile de post negru, erau gata. Și ăsta ce făcea? Ăsta fierbea un ou la lumânare, într-o lingură. Starețul intră și spune, hai, te-am prins, ce-ai făcut aici? El spune, oh, diavolul m-a pus.
Și Luther spune că diavolul era undeva în colț și a spus, pa, nici prin cap nu mi-a trecut să poate fierbe un ou la lumânare. Nici prin cap nu mi-a trecut poți să fierbi într-o lingură. Da. Multe prostii pe care noi le facem, le dăm, că zice că diavolul ne-a pus. Nu, diavolul ne-a mințit. Da. Și noi am crezut. Este foarte adevărat. Diavolul ne influențează acțiunile prin minciune. El pretinde că are autoritatea asupra noastră, dar n-are, nu are. Nu i s-a dat autoritate, pentru că toată puterea, cum am auzit mai devreme, spunea Tim la închinare, toată puterea în cer, pe pământ și sub pământ este a Domnului Iisus Hristos. Despre care Biblia spune că a călcat carpul șarpelui. Șarpele este zdrobit acolo. Nu mai are nicio putere, nu mai are nici o autoritate. De prea multe ori nu ne exercităm autoritatea și puterea care ne-au fost date și credem o minciună. Și toți experimentăm aceste întărituri care ne impactează complet viața. Mulți dintre noi suntem pierduți în spațiu din cauza că am crezut aceste minciuni. Ne fură concentrarea, ne consumă mințile, ne controlează, pentru că tot timpul trăim o stare de frică. Suntem neputincioși, parcă să schimbăm ceva. Și spunem lucruri de genul, nu voi putea niciodată să opresc asta. Voi fi întotdeauna neputincios la problema asta. Și în curând, această întăritură, care e doar minciună, devine partea identității noastre. Și începem să ne concentrăm pe slăbiciunea, pe eșecul nostru, pe lupta noastră, pe dependența noastră. Și începem să ne asumăm o nouă identitate. Sunt un fumător, așa am să mor. Sunt un alcoolic și taică mi-a fost. Sunt un dependent de păcănele. Asta e slăbiciunea mea. Sunt un trișor, sunt un mincinos, sunt un adulter. Voi eșua mereu. Satana iubește când ne întemnițăm singuri. De fapt, asta facem. Am făcut acea întăritură, acea falsitate, acea minciună, parte din identitatea noastră. Și să vă mai spun ce vrea diavolul. El vrea să ne interiorizăm dependențele. Să le ascundem cât de mult se poate. Să punem 10 lacăte, dacă se poate, să închidem toate porțile, astfel încât minciunile devin parte din gândirea noastră, ne împiedică să cunoaștem cu adevărat libertatea în Hristos, devin atât de înrădăcinate, încât începem să ne scuzăm și să justificăm cedarea în fața ispitelor. Din nou și din nou și din nou. Și asta ne consumă enorm energie emoțională. Începe să ne simțim din ce în ce mai deznădăjduiți. Viața noastră este un eșec din eșec, o luptă constantă, o clipă fără pace, devenim convinși că nu mai există nicio ieșire. Cum experimentăm libertatea? Asta e cea mai importantă întrebare pentru astăzi. În două feluri. Unu, ce putem face noi? Doi, la final vom vorbi despre ce poate face El, adică Dumnezeu. Primul lucru prin care putem să experimentăm libertatea este prin relații. Prin relații. Arată-mi prietenii tăi ca să spun cine ești. Now, aici la biserică încercăm cât putem să aveți o experiență cât mai frumoasă, cât mai înălțătoare duminica. Dar știm că asta nu durează mult. Știm că oricât de bine am predica, nu se transformă, nu se schimbă nimic. Și pot să vă demonstrez, dacă vă întreb pe oricare dintre voi care au fost ultimele 5 mesaje aici, dacă vă aduceți aminte unul, e bine. Asta e o realitate. Cuvântul provoacă anumite lucruri și ne întărește pe moment și ne ajută să ne întărească, dar în realitate testul vine după. Testul începe de mâine. Poate nu mai ții minte ultimele 5 mesaje, de fapt cu siguranță nu le mai ții minte, dar poți oricând să spui cele 5 persoane care au exercitat o influență asupra ta, bună sau rea, pozitivă sau negativă. Pentru că schimbarea noi se produce întotdeauna prin relațiile noastre. Oamenii care vorbesc viața sau moartea în dreptul nostru. De asta comunitatea este așa de importantă în procesul nostru de a trăi în libertate.
nu trebuie doar să învățăm și a crește împreună, ci trebuie să experimentăm libertatea împreună. Când mărturisim, trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu. Când păcătuim, mărturisim lui Dumnezeu neajunsul, păcatele și ne cerem iertare. Cuvântul s-o spune, 1 Ioan. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăți de orice nelegiuire. Realitatea este că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele, dar mărturisirea se ocupă de ceea ce am făcut, de cum am ajuns să păcătuim. Însă asta nu garantează că nu ne vom mai încurca, că nu o vom mai da în bară, că nu vom mai păcătui. De altfel, marea majoritate de aici, 99,9, de fapt 100%, că o să vă întrebați cine e la 1%, mai devreme sau mai târziu o va da în bară, va păcătui. Da? Lăsați în voia noastră, asta vom face. Dar Dumnezeu a oferit o soluție și un sistem pentru a rezolva problema asta majoră. Și această soluție, acest sistem se bazează pe identitatea noastră ca ființe relaționale. El a spus, prin fratele său mai mare, Iacov, de aceea, mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Ați prins-o? Vindecarea noastră depinde de mărturisirea către altă persoană. Asta spune Iacov aici. Ne mărturisim păcatele numai lui Dumnezeu, nu numai lui Dumnezeu, ci și unei altora. Sunt des întrebat, eu mărturisesc păcatele Domnului, dar când trebuie să le mărturisesc altuia? E foarte simplu. De ăla de care nu scapi, trebuie să mergi la cineva ca să scapi de el, trebuie să-l mărturisești. Aia este o legătură care trebuie mărturisită. Acest sistem oferă sprijin spiritual și atunci când ne rugăm unii pentru alții, atunci ne mărturisim, ne rugăm și aceasta facilitează vindecarea. Și vă rog să observați imaginea de ansamblu. Mergem la Dumnezeu pentru iertare și la oamenii lui Dumnezeu pentru vindecare. Ați prins-o pe asta? Mergem la Dumnezeu pentru iertare și la oamenii lui Dumnezeu pentru vindecare. Și pentru asta este absolut esențial să ne înconjurăm de oameni potriviți. Oricât de tare ești astăzi, dacă nu ai anturajul potrivit, mai devreme sau mai târziu vei fi jos. Vei ajunge așa cum este anturajul tău. Așa că lucrul cel mai important astăzi pe care vreau să vi-l spun este să vă concentrați pe relațiile importante din viața voastră. Să vă focalizați pe relațiile importante din viața voastră. Asta înseamnă soții sau soți, copii, rudele apropiate. Astea sunt relațiile importante din viața voastră. Sunt copleșit când văd aici la zile de rugăciune, cele 21 de zile, cum vin bilete despre relații. Să ne rugăm pentru familia mea, nu avem pace în casă. Să ne rugăm pentru restabilirea relației între soți, între cumnați, între frați. Ocazional consiliez cupluri și când ajung la mine, de obicei e praf. Și vin și spun, frate pastor, nu mai merge nimic. Nu mai putem face absolut nimic. S-a cam terminat totul, nu mai reușesc să fac nimic, zice el sau ea. Și eu zic, băi, dacă ați ajuns aici, înseamnă că nu-i totul terminat, înseamnă că încă vreți să lucrați. Și încerc să le spun despre faptul că relația de căsnicie este întotdeauna la fel de bună pe cât lucrezi ca să fie. Nu este nimic given, nu ți se dă nimic ca pe tavă, ci trebuie lucru, trebuie investiție, trebuie rugăciune. O mulțime de bărbați se roagă înaintea lui Dumnezeu, dar nu știu cum trebuie să se poarte cu soțiile lor. Țineți minte ce spunea Petru, 1 Petru, capitolul 3. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu vă fie împiedicate rugăciunile. Acum ai înțeles de ce nu te ascultă Dumnezeu? Soțule, e simplu acolo, e foarte simplu. Poți să te rogi de să cadă varul de pe pereți. Dacă nu cinstești pe soția ta, rugăciunile tale sunt împiedicate.
Toți spun care vin în probleme de astea, zic, oh, gata, focul s-a stins, nu mai merge nimic. Și am zis, bă, voi dați vina pe șemineu că nu mai merge focul? Păi voi trebuie să fiți cei care băgați lemne în foc, voi cei care întrețineți relația. Nu e așa? Voi sunteți cei care vă onorați unul pe altul în căsnicie, vă respectați unul pe celălalt. Mulți oameni se plâng de calitatea relațiilor, că poate nu ești căsătorit și nu mă interesează asta. Dar te plângi de calitatea relațiilor, dar tu nu pui mâna pe telefon să suni niciodată pe nimeni. Zici, mă, nu mă sună nimeni. Nu m-a invitat nimeni la cafea în ultimele 6 luni, dar tu? Păi nu, pe cine, să mă sune cineva. Serios, auzi, tu ești centrul universului. De fapt, relațiile sunt ceea ce faci să fie. Și ce e important astăzi, că nu putem cunoaște libertatea fără oameni de calitate în jurul nostru. Oameni care să ne spună din când în când că mai și noi mai greșim. Nu-i așa? Nu poți crește în credință mergând singur. Biblia spune în 2, este mult mai bine. Ai nevoie de dragoste, de sprijin, de responsabilitatea care vin în comunitatea creștină. Cum experimentăm eliberarea prin relații? Apoi, în al doilea rând, și asta o să doară, prin transparență. Vă spuneam că ne-am făcut marea majoritate de aici niște sisteme extrem de elaborate de a ne ascunde rănile adevărate, blocajele reale, lucrurile care ne deranjează cu adevărat. Și onestitatea în comunitate, onestitatea este cea mai bună politică. Cea mai bună politică. La mine în casă am 3 copii minunați, Domnul m-a binecuvântat, dar din ei niciunul nu e egal. Niciunul nu e egal. Toți sunt egali. Niciunul nu e la fel, am vrut să spun. Să zicem, mă luam eu acasă dacă niciunul nu e egal. Zic, toți sunt la fel, dar niciunul nu e la fel, în felul ăsta. Când unul spune o minciună, eu cu nevastă îmi dau seama exact, 2 n-au poker face. Aia nu știu să este. Îl vezi că spune, mai începe. Îmi dau seama imediat care. Știu ce a spus, știu ce vrea să spună. Da, am unul care are poker face. I-am zis, băi, Oscar ar trebui. Genial, absolut genial. Ei, în viață ne-am învățat să ne punem măști. Și asta încercăm să le spunem copiilor. Honesty is the best policy. Onestitatea e cea mai bună politică, nu? Așa se traduce. În relațiile din casa noastră, în biserică, în comunitate, trebuie întotdeauna să spunem adevărul. Pentru că, ascultă, Dumnezeu nu așteaptă perfecțiune, ci așteaptă onestitate. Mulți încercăm să-L convingem pe Dumnezeu că noi suntem perfecți, nu? Să-i mai spunem din când în când cât de multe am făcut, cât de buni suntem și Dumnezeu spune, na, na. Și în procesul acesta de a ne da cine nu suntem, ne punem măști. Poker face. Cum ești, frate? Oh, foarte bine, dar tu, numai tu știi ce e în spate. Onestitatea este cea mai bună politică. De la începutul creației, Dumnezeu a cerut onestitate. Și mă gândesc că Adam și Eva la început, când înainte să mănânce, să nu asculte, era totul open. Cum e un copilaș la început, n-are nimic de ascuns. Dar după ce au mâncat, au început să le se ascundă și la propriu și la figurat. Au început să-și pună niște frunze de smochin, pentru că erau goi. S-au ascuns după niște tufișuri. Mi-aduc aminte de David, când a vrut să ascundă adulterul cu Bathsheba și l-a ucis pe soțul ei, Urie. Și a trebuit Dumnezeu să trimită pe profetul Natan. Și apoi și-a revenit în fire și a mărturisit păcatul, s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu. Și a auzit ce spune David în Psalmul 51, când și-a dat seama că a fost prins, că a trebuit să mărturisească. Spune, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar Tu ceri, Doamne, ca adevărul să fie adânc în inimă. Fă dar să pătrundă înțelepciunea în mine. Ce spune David aici? Doamne, Tu nu aștepți să fiu perfect, că știi că nu-s, dar Tu vrei să fii onest. Tu vrei să spun adevărul. Adevărul trebuie să fie adânc în inima mea. Nu vrem să recunoaștem. Asta este realitatea. Nu vrem să recunoaștem pentru că nu ne place ce vor zice ceilalți, ce vor gândi ceilalți și nu vrem pur și simplu să ne întâlnim cu circumstanțele, cu ceea ce iese în urma ceea ce facem noi.
Confruntarea adevărului nu este întotdeauna ușoară, nu e confortabilă, dar este singura modalitate de a ne apropia de Dumnezeu. Singura modalitate. Iisus a spus, este singura modalitate ca să fii liber. Ce? Adevărul. Cine vă va face slobozi? Adevărul. Întotdeauna când ești legat, știi de ce ești legat? Pentru că n-ai permis adevărului să te elibereze. Îmi place ce spunea cineva, zice, ești bolnav atât cât permiți secretelor să te îmbolnăvească. Atât de bolnav ești. Se referea evident la boala spirituală. Cât permiți secretelor? Lucrurilor pe care le ții ascuns, unii dintre voi le-ați închis cu cheia și aruncat cheia. Și vă mirați de ce nu sunteți vindecați. Pentru că atât cât permiți secretelor, atât de bolnav vei fi. Ar putea să fie o dependență, o greșeală din trecutul tău, o luptă continuă cu bârfele, cumpărăturile, jocurile de noroc, orice obicei destructiv care îți consumă timpul, energia, atenția și te îndepărtează de Dumnezeu. Și probabil ești aici și simți o rușine profundă, probabil ai regrete sau s-ar putea să te simți ca prins într-o capcană și să nu poți ieși. Răspunsul este simplu. Înfruntă problema. Spune adevărul. Acceptă adevărul lui Dumnezeu. Îmi place așa de mult David, împăratul David. Pentru că deși ascunsese, deși a aruncat cheia și a ascuns totul, totuși el a avut o relație incredibilă cu Dumnezeu. Dumnezeul care l-a luat din păstorelul ăla mic de la oi și l-a făcut împăratul lui Israel, totuși a... Dumnezeu a fost așa de milostiv cu David. V-ați întrebat vreodată de ce? Cum de David era un om după inima lui Dumnezeu? Pentru că, să vă spun ceva, au fost oameni în Vechiul Testament, cât și în Noul, care au păcătuit mai puțin ca David și totuși n-au primit atâta har cât a primit David. Și sunt oameni deosebiți în Biblie, care au făcut lucruri extraordinare și totuși niciunuia Dumnezeu nu i-a spus un om după inima mea. Oare care e secretul lui David? Haideți să vă spun care e secretul. Relația lui David cu Dumnezeu a fost profundă și intimă pentru că era cinstit, transparent și se pocăia repede. Multora dintre noi asta ne lipsește. Cinstiți, transparenți și să ne pocăim repede. Adică să ne dăm seama repede de greșeală. Unii dintre voi aveți alergie la cerutul scuzelor. E așa de greu să spuneți, îmi pare rău, am greșit și dacă sunteți puși în fața faptului, cu fața la perete, mai spuneți, mă, îmi pare rău. Trebuie să fii transparent. Trebuie să recunoști când ai greșit. Dacă ești părinte, chiar în fața copiilor, să spui, îmi pare rău, am greșit. Îi înveți și pe ei și le dai un exemplu cum trebuie să acționezi. Pentru că Dumnezeu nu cere perfecțiunea, ci cere onestitatea, cere transparența. Atât de mulți oameni nu găsesc libertatea pentru că muncesc din răsputeri, să păstreze secretul, să ascundă adevărul, se muncesc din greu. Și pentru că, evident, se simt inconfortabil, prea umilitor să fie confruntați. Însă, în loc să recunoască adevărul înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor lui Dumnezeu, încearcă să-și ascundă trecutul, problemele actuale și blocajele secrete. Hai să spun ceva. Și asta într-o experiență de zeci de ani de consiliere. Ai doar două șanse. Toți de aici, doar două șanse. Ori înduri o rușine mică în fața celui căruia te confesezi și rezolvi prin transparență. Sau vei îndura o rușine publică care se lasă de cele mai multe ori cu urmări irreversibile. Sunt doar două șanse. Doar două șanse. În găsirea libertății avem doar aceste două căi. Poți să încerci să-ți rezolvi probleme, să le îngropi. Că nu le rezolvi niciodată așa. E ca o minge, ați fost la mare, ca o minge de aia de volei mare. Era una pe hol să jucau copiii plină cu aer. Încerci să o ții sub apă. Reușești o perioadă. Dacă n-ai ieșit de acolo, a stropit pe toți. Toți au văzut și toți înțeleg. Toți văd și toți înțeleg. Așa că e cel mai bine să aplicăm transparența. Prin transparență ne vindecăm. Dar e drept.
Câteodată nu vedem pădurea de copaci. Suntem prea aproape de problemă. Ne-am născut poate cu mentalitatea aceasta. Părinții ne-au pus în mod constant că nu suntem suficienți, că nu vom rezolva niciodată, că nu se va face nimic cu noi. Ne-am învățat să trăim cu trauma asta în secret, încât face parte din natura noastră, din cine suntem noi. Și acum ar fi bine să dăm un pas în spate și să ne uităm pe fereastră. Unul din cele mai bune instrumente de a înțelege cum să experimentăm libertatea prin relații autentice este o tehnică numită fereastra lui Johari, dezvoltată de psihologii Joseph Luft și Harrington Ingman în 1955. Exercițiul ăsta ne ajută să ne înțelegem cu noi, pe noi și pe ceilalți cu claritate, relațiile pe care le avem cu ceilalți. Și în ea ne uităm la patru domenii sau patru cadrane de cunoaștere. Foarte simplu, da? Sunt patru cadrane, asta este fereastra Johari. Ceea ce știu toți, ceea ce știi doar tu, ceea ce știu doar ei și ceea ce nu știe nimeni. Asta ne ajută să fim autentici și vrem să aruncăm o privire rapidă în fiecare zonă. Primul geam al ferestrei este zona deschisă, numită arena. Reflectă ceea ce știu alții despre tine. Aceasta este imaginea ta publică la care lucrezi, mai ales cu media asta, cu mass media, cum se cheamă asta, cu social media. Toți, majoritatea din societatea noastră vor să portretizeze o imagine foarte frumoasă, așa, de asta la mare, ți-ai pus pozele numai care trebuie, cu nu știu câte screen-uri, pentru că vrei să portretizezi o imagine, da? Vrei să afle toți despre ultima realizare, diplomă, vacanță grozavă. Nu e nimic rău să împărtășești cu prietenii tăi lucrurile pozitive, lăudate, lăudabile din viața ta. Problema însă este că în această versiune este singura dimensiune pe care oamenii o cunosc. Pentru că tu știi foarte bine că în spatele imaginii mai este și altceva. În spatele imaginii mai este și altceva. John Hagee din Texas, vorbind tinerilor căsătoriți, le spunea: când v-ați căsătorit, sunteți așa de frumoși, dar așteptați, că după noaptea nunții ies animalul din cușcă. Adică întotdeauna este o imagine în spate, dincolo de ceea ce vrei să vadă toți ceilalți. Al doilea geam este ceea ce știm noi, dar alții nu. În acest cadran se dezvăluie tensiunea dintre felul cum ne văd ceilalți, sau mă rog, cum credem noi că ne văd ceilalți, și modul în care ne vedem noi pe noi înșine. Cu toți purtăm măști, devenim adesea ceea ce cei din jurul nostru vrea să fim, da? Alteori purtăm măști în zona asta ascunsă ca să fim acceptați de ceilalți, da? Și măștile astea ne ajută să ne agățăm de negare, să ne prefacem că totul este în regulă, când adânc în sufletul nostru noi știm că nu are cum să fie în regulă. Toți avem secrete, dar mereu vei fi, pe cât bolnav, vei fi bolnav pe câte secrete ai. Unul din cele mai destructive minciuni pe care le șoptește inamicul, vă spuneam la început de asta, la începutul predicii, este că în mod constant trebuie să-ți aperi taina, secretul, să n-afle nimeni. Și ne construim ziduri, sisteme de apărare elaborate pentru ca să ne ascundem de zona aceea deschisă și purtăm măști. Nu vrem ca nimeni să vadă ce suntem noi cu adevărat prin interior. Dar asta este un mod de trăit foarte singuratic și ne ucide inimile. Ne distruge identitatea, pentru că noi n-am fost creați să trăim în ascunzișuri. Și e interesant că mulți ne dorim, este normal, relații profunde, care să ne schimbe viața, dar pentru asta trebuie transparență și onestitate. Îmi place definiția prieteniei pe care a dat-o C.S. Lewis. Nu știu dacă ați auzit-o. C.S. Lewis spune așa: definiția prieteniei sună așa: când unul se întâlnește cu altul și după ce vorbesc, unul exclamă: oh, și tu? Și tu ești la fel ca mine? Ca să ajungi în momentul ăla, trebuie să fii onest, trebuie să fii transparent. O mulțime de aici vă plângeți că nu aveți prieteni, că nu vă invită nimeni, că nu... Nu aveți prieteni, pentru că n-ați avut the ha-ha moment. Nu ha-ha, aha.
Că n-ai fost destul de transparent ca cineva de lângă tine să spună și eu sunt la fel ca tine, extraordinar. Atunci se leagă prieteniile adevărate. Așa că trebuie să fii transparent și să nu porți mască, să nu stai în zona ascunsă. Al treilea panou al ferestrei este ceea ce știu alții despre noi și noi habar n-avem. Este unghiul la mort. Iau, pentru a-ți depăși propriile limite și slăbiciuni, ai nevoie de oameni de încredere dispuși să-ți spună ceea ce nu vezi, cum ar fi brânza dintre dinți sau macul pentru ardeleni. Tu nu vezi aia, trebuie să ai pe cineva care, lângă tine, care spune, sau un miros corporal. Trebuie să ai pe cineva de încredere care să spună, vezi că tu nu simți, dar treaba nasoală. Ai nevoie de un prieten de ăsta. Asta este zona oarbă. Unghiul tău mort. Toți avem unghiuri moarte. Nu? Gândiți-vă acum, era un show în Statele Unite, când locuiam în Statele Unite, aici, nu mai știu, era American Idol acolo, cred că e Vocea României aici. Nu m-am uitat la niciun, dar nu știu dacă se face exact ca acolo. Acolo, cel mai fun era să te uiți la aia care vroiau să ajungă și erau judecători acolo și analizau cum cântau. Și veneau câte niște behăitori acolo. Televiziune publică. Nu te vedeau decât vreo 150 de milioane de oameni. Numai atât. Și începea. Și cântau și de astea. Ha, Maria din Carei, de astea. Ha, sau Whitney Houston. De alea care sunt imposibile, nu? Băi, și arătau ca niște... Și când judecătorii le spunea ești dezastru. N-ai nicio treabă. Noi avem nevoie de locuitori pe Marte și tu ești de pe Venus. Oamenii aveau două lucruri majore care îi dărâmau. Două dezamăgiri profunde. Una, n-au voce. Doi, n-au prieteni. Pentru că un prieten nu te lasă să te duci, să te faci de râs la televizor în public. Să rămână pe YouTube pentru tot restul vieții. Un prieten este cel care spune, Gicule, bagă-ți mințile în cap. N-ai treabă cu chestia asta, nu? Asta înseamnă zona oarbă, unghiul mort, da? Toți avem nevoie de oameni care să ne spună nu e ok, că noi nu vedem totul. Și al patrulea geam al ferestrei este ceea ce nici noi nu știm, nici cei de lângă noi, ci ce știe numai Dumnezeu. Ăla este potențialul. Ăla este potențialul care este mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu a conceput intimitatea ca să fie experiențială și nu doar bazată pe cunoștințe împărtășite, da? Trebuie să te uiți pe fereastră și să-ți dai seama unde, ce trebuie să schimbi, pentru că în final, potențialul tău întotdeauna va fi eliberat de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este cel care binecuvintează. Știți, când am primit cu adevărat acest adevăr în inima mea, că trebuie să fiu transparent, că prin relații voi fi transformat, că lucrul ăsta este o experiență pe care trebuie să o împărtășim, a fost momentul adevărat în care Duhul Sfânt a venit în viața mea și a făcut transformarea. Mulți dintre voi știți, eram ăla care stăteam în ultima bancă, introvertitul, preferam să deschid o carte decât să vorbesc cu un om. Când intram într-o cameră, căutam colțul cel mai întunecat. Nu eram niciodată, nu am fost și cred că nici nu voi fi, sufletul petrecerii. Adică ăla care intră în cameră și toată lumea se uită la el. Wow, wow, wow. Nu eram, eram ăla de ultima bancă. Dar când Duhul Sfânt a venit în viața mea, a iluminat potențialul. Mi-a dat darul. Și m-a ridicat la ceea ce Dumnezeu a vrut să fiu, pentru că potențialul întotdeauna este eliberat când Duhul Sfânt vine cu adevărat în viața noastră. O mulțime dintre voi vă doriți ca Duhul Sfânt să vină să transforme, însă ați închis cine sunteți voi cu adevărat. Ați pus lacătele, s-au ruginit deja, ați aruncat cheile și astăzi ceea ce vă spun eu este că în procesul acesta nu trebuie să mergeți singur, pentru că singur nu veți reuși să faceți nimic. De asta în mod constant te rogi să scăpi de dependență. De asta vii tot cu bilete aici și nu se mai rezolvă nimic în familia ta. De asta nu ai reușit să scapi
de stilul acela negativist de a gândi, de capacitatea aia ta de a nega continuu, pentru că nu ai lăsat pe Duhul Sfânt să lucreze cu adevărat. Nu ai lăsat pe Duhul Sfânt să vină în viața ta cu putere și să transforme ceea ce are de transformat. Când Spiritul se mișcă, are loc eliberarea darului. Și asta este instant. Îmi place de Petru foarte mult. Petru, care a fost unul din apostoli, acolo lângă Domnul Iisus. Și după ce de 3 ori l-a negat, ies afară și plânge cu amar. Ne-am să vă spun, el a plâns înaintea lui Dumnezeu cu amar, dar ca cineva să scrie, cineva a trebuit să-l vadă, sau după asta cineva a trebuit să audă din gura lui lucrul ăsta. Știi ce a făcut Petru? Spre diferență de Iuda. Petru s-a dus la frații lui și a spus: sunt un nemernic. Sunt un nenorocit. Domnul mi-a spus că mă voi lepăda de el. Și am zis: nu, eram un arogant. Nu mai merit har. Dar el s-a mărturisit lui Dumnezeu. Și apoi fraților. Și Domnul, când a venit la Marea Tiberiade, a avut un singur scop: să vorbească cu Petru. Îl găsiți în ultimul capitol din Ioan, când îl restaurează pe Petru. Iuda a vrut să ascundă. S-a dus, s-a spânzurat, pentru că n-a putut să arate celorlalți, n-a putut să gândească că el este așa de păcătos. Asta e doar singura diferență între unul și altul. Ascultă-mă bine, ca să descoperi libertatea, trebuie să lași pe Dumnezeu Duhul Sfânt să schimbe. Și când începe schimbarea, găsește pe cineva. Hai să ne ridicăm înaintea Domnului. Ce a făcut diferența la Petru? A fost nu numai faptul că s-a dus la comunitate, nu numai faptul că s-a dus și a mărturisit păcatul, ci Petru, la cinzecime, a fost transformat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și din fricosul care dădea în spate și spunea: nu-l cunosc, nu-l știu, a ajuns cel care a stat în fața Sanhedrinului și a tuturor evreilor și a spus: suntem aici datorită lui Iisus Hristos, Domnul, pe care voi l-ați crucificat, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Cel care a fost mort este azi viu în mijlocul bisericii și vrea ca tu să cunoști libertatea. Vrea ca tu să experimentezi libertatea adevărată. Astăzi eu doar ți-am spus adevărul. Dar adevărul acesta nu este spus ca să te deranjeze, ci ca să te elibereze. Binecuvântat să fie Domnul.